După tradiționalul botez, oficiali au testat traseul pe propria piele, ce-i drept nu într-o aeronavă, dar în autocar. În 40 de ani nu s-au mai făcut piste. Totuși, pe când pista cu o lungime de 2 km va fi gata în întregime, porțiunea inaugurată astăzi va servi drept o cale de rulare până la peronul proaspăt reconstruit. În jur de 20 de milioane investițiile de euro. Da. Avem peronul, primul segment de pistă și cale de rulare. Sunt banii aduși de investitori și o parte din bani din activitatea operațională a aeroportului. Prezent la eveniment a fost și Octavian Calmâc. Oficialul a rămas să conducă Ministerul Economiei și Infrastructurii din Guvernul Renovat, instituție care a preluat atribuțiile de la Ministerul Transporturilor. Suntem convinși că Ministerul Economiei va duce cu responsabilitate și acest sector care ține de sectorul transporturilor. Între timp, piloții spun că așteaptă noua pistă cu nerăbdare, întrucât fisurile și denivelările le strică aeronavele. Pentru finalizarea întregii piste mai este nevoie de aproape un an. În timpul decolării simt vibrațiile care sunt în avion, fapt care duce și la deteriorarea pieselor avionului respectiv și disconfortul pasagerilor. Iar pe una pistă nouă care este să face o decolare linii. Reprezentanții companiei de construcții dau asigurări că segmentul renovat va putea fi exploatat timp de cel puțin 30 de ani, în timp ce perioada de garanție este de doar 5. Toate materialele care au fost folosite pentru reconstrucția suprafeței au fost testate. Aeroportul Chișinău a fost concesionat în 2013 de către compania Avia Invest pentru o perioadă de 49 de ani. Presa a scris că în spatele firmei ar sta actualul primar de Orhei, Ilan Șor, condamnat la 7 ani și jumătate de pușcărie în dosarul fraudelor de la Banca de Economii. Printre membrii Consiliului de Administrație al Avia Invest se numără în prezent Ilona Șor, mama vitregă a lui Ilan Șor.